Tu ce părere ai? Sunt sau nu sunt un măscărici? Nu cred că ești. Convins că asta e părerea ta. Pentru că Ivan nu poate fi sincer, e prea trufat. Totuși, Ivan, am nevoie de un răspuns chipsuit. Există sau nu există Dumnezeu? Nu. Roger, există Dumnezeu? Există. Alioșa, există nemurire. Există. Există! Acolo au găsit-o. Cine a fost la identificare? De amărăciune n-am văzut nimic. Nu murise un om oarecare pentru mine. Dacă au găsit-o acolo, înseamnă că a adus-o contra curentul. Pentru că cădea unde presupunem noi, trebuia să ia curentul și ieșea tocmai la pod. O găseau cam în zona podului. Ce lucruri s-au găsit? O rochie, un frou, o pereche de sandale. Și altceva? O pereche de chiloți. Acolo. Au găsit-o goală? Da. Nu purta sutien? Nu purta. Bine că știi măcar atât. Era normal ca un om care nu știe să înoate să aleagă un loc mai puțin adânc. Sigur, mă știu. Un loc pe care îl cunoștea dinainte, unde a mai fost singură sau cu altcineva. E data asta cu cine a fost? Singură nu dovedește ținuta ei. Știa sau nu știa să înnoate? Unii zic că da, alții zic că nu. Și părerea dumitale care e? Nu știu, n-am îndrăznit niciodată să-mi vin clar. Eu nu înțeleg cum ai putut să o lași să se întâmple așa ceva. Regulamentul tău așa mi-a venit. Lasă regulamentul. În regulament nu scrie că un milițian nu poate să fie bărbat. Vezi, salut. E de rău, tău. De ce? A spus urmata seara. Mi s-a spus să vă comunic că trebuie să vă întoarceți pentru anumite explicații. De ce nu mai comunicat până acum? I-am vrut, dar secretarul a spus să nu vă trebuie. Ți-am anunț că vestita voastră cooperativă are un surplus de pământ nedeclarat. Nu te văd prea surprins. Nu, nu sunt. Să vă fac legătura? Știai? Nu. Știai? Știam că Ana Draga măsura pământul, dar de-abia acum îmi dau seama de ce. Din păcate, moartea ei n-are nicio legătură cu toate astea. Și asta știu, dar nu aveam niciun drept să vă crezi. Ar trebui să mă supăr pe dumneata. Who would dare buy land in Swanton? A stranger. What stranger? Take it easy, please. You idiot. Don't you worry, boss. Don't you worry. He's a sucker, boss. He's a sucker. Hardly had the dough to buy it. He'll be sure to sell before long. If you want to see a nice funeral, follow me. There's a stranger in town. He makes me angry. You're cheating. Put your hands on the table. Move them. Nice and easy. Closer. No, yes, of course. Filthy
pig. Well done, Collins. Give me my bottle, sugar. Okay. 24 inches. 28. Take him away. Your already stinks. They're burying him tonight, boss. Is he the guy you met at the barber's? Okay, where is he? And he also took his hotel room. If he wanted to, he would make all of you sing in a damned church choir. I'll have to handle it myself. You won't have to, boss. The only sight you'll get of him is flat on his back. Out! Collins? Collins? Lucrăm ceva, zona interzisă. Am înțeles, terminat. Cum spune? Atenție, acolo. Nu permite să treacă prin sectorul 1, 5, 6, 8. Alo, să nu uitați de oră. 19.30. 19.30. Ștefane, tu ce faci? Barde. Iartă-mă, te rog. Nu te-am auzit, iartă-mă. Ce faci tu acum? Da, înțeleg. E o seară mai specială. Am înțeles. Cum unde fac eu reveion? Michael. De-abia am ieșit din spital, nu ți-am spus. N-am voie nici să mănânc, nici să beau. Da, mă retrag la depou. Da, mă duc la cămin. Acolo e liniște. Să mai termin o dată cu vorbirea asta. Toți îmi plecați în vacanță. Cine înțelegere? Oameni suntem. E un pustiu. Da. Nu, nu, i-am căutat și pe Andrei și pe Mihai. Andrei e plecat la munte și Mihai e cu... știi? Dar spune-mi, ești chiar ocupat toată după amiază? Nu ne putem vedea chiar deloc? Aha, da. Nu... e vorba de reveion. Sunt tare necăjit și vreau să mai stau de vorbă cu tine. Știi... povestea cu Alina. Hai, Luiza, mai repede, miști. Acum sunt singur. Să te sun mai târziu. Bine, când? Pe la 7. E? Văd eu ce fac. Mă mai vânturi peste azi. Nu e chiar așa de frig. Da, vorba ta, poate intru la un film. Bine. Atunci așa rămâne, da? Te sărut. Cum a fost? Vrei să te laud? Nu, n-a fost mișto, hă? Nu știu, vedem. Văd material. Te-ai speriat, nu? Păi m-am cunoscut speriat. Și bună, Ștefane! Post. Eu? Cum care eu? Ce, nu mă recunoști? Ion, mă! Ion! Am ieșit ieri din spital și m-am gândit... Mai bine, că am slăbit. Trebuie să țin regim. Știi cum e cu hepatita asta? Am impresia că te-am trezit. În gazda? Îmi pare rău. Sărmanul Dionis. Mihail Eminescu. Bună ziua, capitane! Pornim! Am întins pânzele. Faci cu mine cartul ăsta? Îl fac! N-am avut de mult o furtună. Facem o furtună, nu? Acum? Acum! Facem o tempestă!
trebui să mă bucur că plec. Și uite că nu mă bucur. Ba, mă bucur! Mă bucur, firar să fie, mă bucur să scap de vântul și de nisipul ăsta. Uite-l! Uite-l în mâncare! În pat! M-a nebunit! Mai ales în ultima vreme îl găsesc peste tot, peste tot și în lapte. Uite-l și în vin. Și în ce zonă plecați? Vâlcea, zonă de deal. Oricum, acolo se poate face agricultură, nu ca aici. Ascultă, capitane. Cum se face că merg toate anapoda? Spune-mi ceva, dă-mi un sfat. Ești încă în furtună. Nu-ți pierde calmul. Strânge pânzele și tai varurile de-a curmezișul, oricât de mare ar fi. Ține cărma drept, chiar dacă ți-e greu. Și ai să vezi că va veni o zi când marea se va potoli și vânturi prielnice te vor scoate la mal. Când eram mici, ne spuneai că mare e sufletul pământului. Numai că sufletul nu se vede. Cum poți tu să-mi arăți mie sufletul cu teștul? Beatrice, ție-ți purge sânge din coastă. Vezi că mereu trebuie să stau lipită de tine. N-aș fi putut închipui veanule niciodată că va fi în stare o amărâtă de vacă să omoare o femeie. Eu care îmi petrec toată ziua între vite. Asta așa e. Nici mie nu vine să cred. Ce să faci? Când crezi că începe viața, uneori se și termină. Mândruț a fost numele. Scurt feți a fost zilele. Doarea. Aici ai dormit. Vrei să mă bagi în scărieți? Ce e bun? Umblu după tine. Ioane!
Ai înghețat de tot, veanule. Vânătorii ai văzut? N-au venit pe aici. Năluci. Tot îți mai place să te scalzi, a? Dă-mi e cămașa ta, Ion. Ce să faci cu ea? Ia zi. Așa, să umblu cu ea prin lume. Să-mi poartă noroc. Ia-o, mă, umblă cu ea. Vai de norocul tău. Oare totul să fie atât de simplu? Oare se poate vindeca sufletul? Numai cu lumină? Cu mișcare? Prin istovirea trupului? Ciudat vis-a mai visat, de data ce m-am culcat. Uite cerul s-a aprins, să mergem, că nu e vis. I s-a arătat în vis precis, da? Da. La 4 ceasuri după prânz, a căzut într-un somn deodată și s-a alinat. Când s-a trezit, mi-a zis că i s-a arătat Maica Domnului și a făcut semn cu mâna să se ducă la vale. La ceasul 4? Da. La ceasul 4 am avut și eu semne într-o râpă.
Tu erai vidră. Rătăcisem. Un afurisit de urs, dacă urs a fost și nu necurat, m-a dus prin aceste locuri. Hai să mergem. Hai. Unde umbli tu, culi, băiete? Cât e ziua de mare. Ia umblu și eu, mamă, pe unde mă duc picioarele. Așa este, băieți, dar numai acolo unde trebuie nu te duci. Și unde trebuie să mă duc, mamă? Păi unde să trebuiască în altă parte cu decât pe doctor? Unde să găsesc doctor în locurile astea, mamă? Aci pot găsi de altele. Mistreț, cerb? În seara asta aș fi putut găsi chiar și pe necuratul. Am ajuns în cârciuma dumitale și că am stat să dea o țuică, știu. Dar după vrăjile țigăncii și ce-a mai fost apoi, nu mai știu, domnule Buca. Pe semne că ți s-a făcut rău, domnule Culi, căci doi băieți te-au adus în brațe și te-am băgat în pat. Doar ne cunoaștem de atâta timp, domnule Culi. Nu puteam să te las afară ca pe un străin. Bine te-ai fi făcut popă, băiete. De ce ar fi trebuit să mă fac popă, mamă? Dacă erai popă, ne-am fi aflat acum într-un sat. Și dacă te-ar fi blagoslovit Dumnezeu să fii chiar un protopop, am fi trăit la oraș, am fi avut și doctor. Ba, maicuță, mie nu mi-ar fi plăcut cu barbă. Culiul nostru se rade în fiecare dimineață. Și mie mi-e drag așa. Cu doctoria ce se aude, băieți? Am trimis vorba unui om din șugac. Să o duce acel om și o aduce. Și când are să întâmple asta, Culi? Păi știu eu. Cred că până duminică are să vie. Hei, băiete drag,
Până duminică se poate petrece o viață de om, ca așa că n-ar fi fost. Lasă-l mama să-i tihnească. Nu-l mai amărâși dumneata, că destul el amărât. De ce oare Dumnezeu de oamenilor atât de scurte bucuriile? Asta-s vorba de om neodihnit. Haide, te culcă. Am să mă culc, Uli, dacă mă lași încă tine. Poate așa am să alung visele care nu-mi dau pace. Culi, vezi să nu calci pe coasă. Încerc! Merem cum putem. Hai, mă! Hai, mă, Gicu! Haide-mă! 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 Haide, Gicule! Hai, sus, hai! Și-a rupt piciorul. Doamne, și ce ne facem? Ce faci, omule? Cadavrului numite Ana Persida Cumpănaș, am constatat următoarele două puncte scris. Da, domn doctor. Te rog. Nu e bine să lucrez cu mănuși pentru că adevărul pe care îl caut se poate opri în cauciucul lor. De fapt, etimologic vorbind, autopsie înseamnă să vezi cu proprii tăi ochi. Și cum vezi tu, Ana, viața asta a noastră? O să luăm o fermă, nu la lunga. Acolo mă vorbesc toți. În altă parte. Eu sunt doctor în medicină. Am luptat și eu, am muncit. Mi-am tăcit coatele pe băncile școlilor. Atunci o să cumpărăm niște case în Timișoara. Trăim din chirii. Tu o să-ți deschizi un cabinet, o să ai clientelă, eu o să mă ocup de case, de întreținere, de datorii.
Dacă vrea Dumnezeu, o să trăim fericiți. Așa. Până când moartea ne va despărți. La granguri, la toți securiștii voștri! Pișnițarii putiți! Vrem să plătim noi oalele sparte pișnițarii pe litoral și noi la pârnă! Băieților, băieților, băieților! Ne dăm moarte, pasani, porcilor! Ne dăm avionul să ne cărăm! Să murim împreună cu copiii ăștia! Ne cheamă Dumnezeu împreună, fiindcă suntem în fel de nevinovați ca ei! Băieților, predați-vă, bă, tâmpiților! Predați-vă! Lăsați armele jos, mâinile la ceafă, coborâți unul câte unul. Tovarășe prim-secretar, din adâncul ființelor noastre atât de fragede, bă, ați înțeles? Vă uitați în ochii lui ca la o icoană, vă uitați, da? Ați înțeles? Ca la o icoană, da? Bine, copii? Vă uitați în ochii lui și din adâncul ființelor atât de... Și vă dăruim aceste cadouri ca simbol al dragostei nețărmurite pe care vă purtăm. Vă ați înțeles? Da? Sunt copiii, tovarășe secretar general. Îmi permite să vă raportez, poate nu m-am exprimat destul de clar. Sunt copii între 6 și 9 ani. Am înțeles, trăiți. Am... Liniște! Băi, soldat! Băi, nu trage, băi! Toată lumea, atenție la mine! Să vină comandantul vostru aici, să stea de vorbă cu noi, că am găsit sare autobuzul ăsta, n-ai? Intră-vă înăuntru, bă! Nu trageți! Bă! Nu trageți, bă! Nu trage, bă! Nu trage, bă! Yeah, yeah! Și prim, după momentul șoc și momentul foarte dur, care sunt inițiative personale, vă invit pe terasă la un moment de mare excepție pe care l-am gândit. Niciodată n-a fost mai puternică legiunea, nici când n-a pășit mai avântată în marșul ei nestăvilit spre biruința deplină. Mișcarea legionară e o școală a luptei necontenite împotriva celor ce încearcă, fără odihnă, să-i compromită existența. Și în care, dacă va intra un om, de cealaltă parte, trebuie să iasă un erou legionar. Camarazi, nu mai putem aștepta să ne facă dreptate justiție sleită, oarbă, înnecată în formalismul paragrafelor. Așa nu mai merge! Trebuie făcută curățenie. Rană lângă rană, durere lângă durere, chin lângă chin, mormânt lângă mormânt. Așa am biruit până acum. Așa vom învinge. Resortul răbdării noastre va plezni într-o zi, a spus capitanul. Să pleznească, spunem noi. A venit ziua! Am ordonat întocmirea unor liste cu toți cei ce s-au făcut vinovați de uneltire, prigoane și crime împotriva legiunii. Veți primi fiecare însărcinări exacte. Din întunericul mormintelor atâtor martiri ai legiunii, răpuși de călăii care l-au ucis și pe capitan, să dezgropăm Sfânta Legea Răzbunării.
Au fost și mineri, au fost și securiști, sau poate oameni din poliție. Și oameni care acționau în urma fricii, aurii și a neputinței acumulate în cei 20 de ani de dictatură. Erau oameni care ne scuipau sau ne cereau moartea, fiind speriați de ceea ce vedeau, și atunci, pentru a scăpa, acționau în acest fel, crezând că astfel vor evita ciomăgeala. Cred că dacă l-ai fi întrebat pe un astfel de om, de exemplu un bătrânel care mă lovea cu bicicleta în spate și îi lucea ochii în cap și îmi spunea: eu am să te omor, eu am să te omor, l-aș întreba astăzi de ce anume făcea acel lucru, nu aș ști să răspundă. Lasă-mă jos! Lasă-mă jos! Noroc că e verde pădurea. E mai ușor cu focul. Terțium non datur. Cer permisiunea să mă retrag. Simt nevoia să iau contact cu pustietate. E mai nobilă decât noi. Urmați-mă! De nimic să nu vă fie frică decât de dumneavoastră. Și să fiți încredințați că ortodoxia noastră încă stă foarte puternic în picioare și că este de nedobărât. Să nu urâți pe nimeni, oricât rău ar face. Compătimiți-l din adâncul inimii cu dragoste și rugați-vă pentru toți. Și fiți pregătiți în fiecare clipă pentru mucenicie, dar cu bucurie enormă. Mucenicia este cel mai mare dar pe care îl poate da Dumnezeu. Într-o rugăciune de după Sfânta Împărtășanie
spunem la Sfântului Chiril al Alexandriei, spune și să fie rugăciunea aceasta spre bucurie și veselie. Așa, la aceasta suntem chemați noi ortodoxi. Spre bucurie și veselie. Indiferent de ce ni se întâmplă. Așezați-vă cu mare nădejde pe Sfânta Cruce. Răstigniți-vă cu mare nădejde pe Sfânta Cruce. Și cercetați zilnic Sfintele Scripturi. Veți găsi acolo tot adevărul vieții și toată rețeta de viețuire, nu de supraviețuire. Supraviețuirea a venit din clipa alungării din rai. De viețuire. Veți găsi acolo ghidul întoarcerii acasă. Iertați. Vrednic este, vrednic este, vrednic este. Axios, axios.